Maschio Gaspardo, o afacere de familie. Așa cum v-am obișnuit de câteva săptămâni, avem în discuție afaceri de familie în agricultură. Suntem găzduiți de familia Maschio. O să vedem câte ceva din istorie și din implicarea familiei în agricultură. L'agricoltura per me è stato un sogno di una storia importante, perché quando uno è giovane cosa pensa di fare nella vita? Io vengo da un'esperienza agricola e quindi mi sono innamorato della campagna, mi sono innamorato delle macchine agricole e è stato un sogno a partire a costruire le prime macchine agricole. A zis că pentru mine a fost un vis, începând fiind foarte aproape de agricultura, cu toată familia fiind el fiul de un agricultor, a început să se întrebe cum o să fie viitorul meu și el a ales agricultura pentru că le-a simțit așa ca și o dezvoltare personală, un domeniu care i-a plăcut foarte mult. Ați fost fiul unui fermier. Spuneți-mi, vă rog, când a început afacerea Maschio? Dice, da figlio di un agricoltore, sei stato figlio di un agricoltore, mi puoi raccontare come è iniziato l'attività proprio di produrre macchine agricole? Lucrați cu mașini agricole, undeva ați simțit nevoia? Quando sei giovine parti alla disperazione, all'insaputa, ed è riuscita che sono iniziato dalla stalla a costruire la prima macchina, crescendo assieme con gli agricoltori, vedi che fanno fatica a lavorare e tu devi pensare a produrre delle macchine che possono lavorare meno e guadagnando di più. E questa è stata l'idea. Dice che quando era mic normal, che non prea am știut ce se fac, dar am văzut că era nevoie de utilaje să lucreze pământul, oameni și să lucreze mai puțin, dar să castige mai mult. Și așa am început să construiesc utilaje agricole. Ce vârstă aveți atunci? Che età avevi quando hai iniziato? Ma avevo 20 anni quando ho iniziato. Cam 20 di anni che da me c'è avuto. Era un vremuri mai ușoare pentru dezvoltare? Ho detto, erano tempi duri o tempi difficili per tutti? Erano i tempi neanche da vivere, i tempi duri veramente, è stato veramente una sfida. Era forte greu atunci, și a fost chiar un challenge, chiar o provocare. Per uno che ha grinta, che ci crede, è bello quando è difficoltà, quando è facile per tutti. Io non sono uno per le cose facili. Dice che, de fapto, când este mai greu, este o provocare și dacă o persoană vrea să se dezvolte, vrea să creeze, vrea să crească, să construiască, este mai bine o provocare și eu nu sunt pentru lucruri ușoare, eu sunt pentru lucruri mai grele. Da 50 ani asta parte era dificil, adesso ancora dificil, ma adesso per uno che ci crede, e adesso che le cose dificile, io mi diverto, io non sono in crisi, perché mi diverto, lavorare tanto guadagnare poco. Dice che acum este și mai greu, zice, cu dezvoltarea asta, dar pentru mine provocare este un divertisment. Eu mă distrez dacă lucrurile sunt grele, dacă lucrurile sunt dificile și am învățat să lucrez mai mult, să castig mai puțin, dar asta este vremea de acum. Haideți să ne aducem aminte de tinerețea dumneavoastră. Ați început singur, ați avut pe cineva alături. Cum a fost? Dice, tanto per raccontare un po' di come hai iniziato, eri da solo quando hai iniziato, qualcuno ti ha aiutato? Beh, quando ho iniziato nel 64 eravamo altri due fratelli, abbiamo iniziato dalla stalla e abbiamo cominciato a costruire le prime macchine e la qualità ci ha portato a fare questa crescita, bisogna lavorare sulla qualità. Dice che quando abbiamo iniziato eravamo con anche due frati dai miei, eravamo tre frati impreuna și am început într-un graj și acolo am început să construim utilaje agricole, dar ce ne-a dat posibilitatea să ne dezvoltăm este sigur calitatea cu care am folosit pentru a produce utilajele noastre. Ați început în familie. Afacerea este o afacere de familie. Câți copii aveți? Avete iniziato in famiglia, un affare di famiglia, quanti figli avete? Ma allora la nostra famiglia è una famiglia di famiglie. Che siamo iniziati a collaborare con i fratelli, adesso ci sono i figli e quindi adesso siamo più fortunati perché siamo in più, abbiamo più espansione, più crescita insieme, quindi io sono felice che ho due figli
che naturalmente lavora nel futuro per me e per loro. C'è un grande mercato, c'è una grande possibilità di crescita insieme. Dice che ho famiglie, suntem mai mulți muncitori, dar asta înseamnă mai multe familie care lucrează împreună. Dar zice că fiindcă a crescut afacerea, acum avem și fii care ne ajută. De fapt, eu am doi copii și care se ocupă de afaceri și asta avem mai mult de lucru și este lucru și pentru ei. Ce ați fi dorit să fiți dacă n-ați fi fost acest creator de mecanică agricolă? Ce v-a fi plăcut să fiți? La ce v-ați gândit? Nu știu, fac pilot, orice. Se non diventavi un costruttore di macchine agricole, c'era avevi un'altra idea di quello che potevi fare come lavoro? Ma a uno che piace lavorare, ha tante idee, ha buona volontà e quindi problemi io non ho mai avuto per lavoro o per creare qualcos'altro. È stato le macchine agricole come un amore, uno che si innamora di macchine agricole, mi sono innamorato di macchine agricole. Zice o persoană care vrea să muncească, care nu e frică să muncească, nu are frică de orice muncă, da? Dar eu, pentru mine a fost o dragoste. Eu m-am îndrăgostit de utilaje agricole și așa a fost. Faceți toată treaba asta din dragoste, aveți niște copii și ei n-au simțit nevoia, și de data asta te întreb și pe tine, n-ai simțit nevoia să faci altceva. Ce înseamnă pentru umerii unui tânăr să preia o afacere și să fie nevoit, cumva obligat? Între ghilimele, să o ducă mai departe. Dice, visto che i figli lavorano in azienda, non hai avuto difficoltà nel senso che magari dovevano fare altri lavori? E come hai fatto, loro potevano scegliere un'altra vita? Cosa ci puoi raccontare? Ma è una scelta, per me intanto sono contento che i miei figli siano venuti nell'azienda. E per loro è stato un grande soddisfazione, un grande successo. Di poter essere venuti all'interno dell'azienda perché c'è un futuro anche per loro. Io non li ho obbligati, ma loro si sono innamorati. Dice che la fella fost pentru ei, că sunt dragostiți și ei de munca asta. E normal că fiind din familie eu n-am obligat să facă lucruri, să muncească cu noi, dar sunt dragostiți și ei de munca asta. Dar noi în țară, probabil știți, fermierul, atunci când are un copil, copilul dorește să se ducă în alt domeniu, poate să se facă medic, poate să se facă, eu știu, pilot, orice altceva. Asta vreau să întreb, dacă n-ar fi fost să existe această afacere de familie, ce ți-ar fi plăcut să faci? Cam greu de spus lucrul asta, pentru că nu m-am gândit sincer la... Eu, fiind născut în activitatea asta, n-am avut posibilitatea să mă gândesc la alte dorințe. De fapt, m-am simțit foarte bine cu familia, cu tata mea, care mi-a dat posibilitatea să cresc în domeniul ăsta și că nu m-am uitat în jur, dar cred că este vorba și de o chestie când, dacă te-ai născut într-un domeniu, este greu să te vezi cu alte haine, cu altă meserie, da? Și eu m-am văzut tot timpul așa, poate pentru că am văzut pe tatăl meu, toată familia implicată și știi că de multe ori o muncă este o tradiție, nu? Care se continue, se moștenește de la tata la fiu. Și poate că fiindcă am simțit eu moștenirea asta, n-am putut să-mi imaginez cu alt fel de afaceri sau cu alte poziții în alt domeniu. Sunteți foarte des în legătură cu fermieri. Ce doriți să le transmiteți? Îi ajutați să-și facă munca mai ușor? Ce altceva credeți că ați mai putea face pentru ei sau ce le doriți? Da, eu cred că da, să încercăm noi să găsim o soluție, să ajutăm pe ei. Trebuie să ne ajute ei să găsim noi soluții mai bune pentru ce fac. De fapt, cât mai mult un fermier ne poate ajuta la dezvoltare, la un nou utilaj sau la îmbunătățire la utilajele. De fapt, noi producem utilaje, dar tot ce producem pentru munca care trebuie să fie efectuată pe câmp. Munca care dezvoltă fermierii și trebuie să neapărat să ne gândim că cât mai mult ne dau sfaturi ei, cât mai bune utilaje putem să producem noi pentru munca care fac. Atunci sfatul este să ne dea sugestii la ce facem, la îmbunătățiri, la produse care dezvoltăm nu numai în Italia, dar și în România. Dacă până acum fermierul trebuia să prelucreze la majoritatea semănătorilor, trebuie să prelucreze
terenul înainte, să treci cu un disc pentru a prelucra, pentru a afâna și chiar disc și combinator. Acum avem ca și avem semănătoarea Corona care face toate acestea într-o singură trecere. Asta presupune reducere costuri, muncă, timp și îți permite să semeni într-o perioadă foarte scurtă și optimă. Ce înseamnă pentru familia Maschi o afacere ca din România? Pentru familia Maschi înseamnă o afacere care a născut acum 10 ani, chiar acum am trecut, să zicem, petrecem 10 ani din România și este o afacere care a fost pentru mine o provocare. Când am fost prima oară, aveam 25 de ani, a fost o provocare pentru că n-am condus niciodată o firmă și a fost prima mea experiență să conduc o firmă, să pornesc de zero. Poate o posibilitate care am avut o singură dată și nu știu dacă o să mai am posibilitatea de a crește împreună cu o firmă, de a vedea toate problemele, care implicările care sunt în domeniu și, bineînțeles, de a dezvolta lucrul ăsta într-o țară care m-a primit foarte bine, care a fi a doua casă pentru mine, pentru că acolo am stat de foarte mult timp și am construit o relație foarte bună cu România. Ne aflăm în fabrica Maschio Gaspardo de la Chișinău Criș, din România. Este o fabrică complet automatizată. La ora actuală aproape toate operațiile se fac cu ajutorul roboților performanți și cu ajutorul mașinilor unelte automatizate. Când a început investiția aici? Investiția a început în anul 2003. În fiecare an fabrica Maschio Gaspardo a investit în continuare pentru retehnologizare. Iar în anul 2010 a început schimbarea mașinilor unelte clasice pe care le cunoaștem foarte bine cu mașini unelte automatizate, iar partea de sudură a fost schimbată trecând la roboți de sudură. Acest lucru face ca utilajele care ies de la fabrica Maschio Gaspardo de la Chișinău Criș să fie mult mai performante și mult mai bine realizate, astfel încât fermierii se pot bucura de un produs de calitate înaltă. De la Chișinău Criș, dacă la început în anul 2003 lucrau 40 de angajați, la ora actuală sunt aproape 250, cu tot ce înseamnă partea de comercial. Mai spuneți-ne încă o dată ce utilaje se produc aici. În primul rând se produc scarificatoarele care sunt folosite pentru lucrarea de baza solului aratul. După aceea se mai construiesc mașinile pentru pregătirea patului germinativ în vederea semănatului și aici vreau să mă refer la grape cu discuri. De asemenea, la cultivatoare. Cultivatoarele sunt atât pentru lucrarea totală a solului, cât și pentru prășit. De asemenea, se mai produc și combinatoare, deci o combinație între cultivator, grapă și tăvăluc, deci tot pentru pregătirea solului în vederea semănatului. Ne aflăm în dreptul unui aparat de sudură, mai bine spus, în dreptul unui robot de sudură, care a fost achiziționat special pentru a realiza sudarea acestor pinteni pe acest tăvăluc. Este vorba de un tăvăluc cu pinteni. Înainte, această operație se efectua manual, ceea ce ducea la un timp foarte îndelungat de sudare și, desigur, apăreau foarte multe defecte de structură, ceea ce ducea în final la ruperea acestor dinți, la fisurarea dinților și ruperea lor în timpul lucrului. Este o sudură specială datorită faptului că aceștia urmează să intre în pământ, iar pământul sau bolovanii eventual vor opune rezistență. Așa este, mai ales că trebuie să ținem cont că la noi în țară există diferite tipuri de sol, de la solurile cele mai ușoare până la solurile cele mai grele. Și pe solurile cele mai grele, desigur că forțele sunt foarte mari și duc la fisurarea organelor active, în general, la pluguri, la cultivatoare, la scarificatoare, la tăvăluci. Și trebuie să evităm acest lucru prin realizarea organelor active din materiale de calitate și prin efectuarea unor suduri de calitate cu ajutorul roboților de sudare.
Se lavori la terra bene, sai che poi ti ripagherà. Scorre il tempo con le stagioni e la terra è compagna di vita. Contadino nel tuo casolare, la speranza è una preghiera. Tradizione e tecnologia, con l'aiuto del buon Dio, insieme con te e con noi, maschio Gaspardo, per dare forza al tuo lavoro. Insieme con te e con noi, maschio Gaspardo, noi insieme più forti, perché insieme sai che si vince. Anul acesta celebrați 50 de ani de activitate ai companiei. Vrem să închidem subiectul familiei Maschio. Vă rog să ne spuneți, după 50 de ani de activitate în Italia și în multe alte țări, cum simțiți că sunt agricultura și agricultorii? La mia familia è una familia importante, unita. Familia mea este o familie importantă și unită. Suntem o familie de familii. Acesta fiind felul nostru de a susține dezvoltarea companiei noastre. În primul rând, stă familia mea. Am doi copii minunați și un frate pe măsură, precum și un nepot fantastic. Familia este importantă pentru a ne putea dezvolta. De exemplu, familia noastră a crescut tocmai pentru că suntem o familie unită. Familia sta crescendo perché siamo una famiglia unita. În ceea ce privește domeniul agricol, suntem cu adevărat norocoși. Agricultura e quella che fa vivere la gente. Pentru că agricultura este cea care a favorizat compania. Perché abbiamo mezzo mondo che muore da fame. Pe de o parte, suntem îngrijorați, pentru că jumătate de lume suferă de foame. Iar noi, cei care construim mașini agricole, producem tehnologie avansată, astfel încât fermierii să poată lucra mai bine, mai ușor, să producă mai mult, pentru ca cetățenii să nu moară de foame. Am înțeles că ați realizat noi investiții în grupul dumneavoastră. Putem să ne gândim la acest lucru ca un cadou pentru fermieri? Quindi, ho detto prima, il mercato è talmente grande, l'imprenditore non si deve fermare, deve sempre investire. Încă de la început am spus că piața este într-adevăr mare, iar agricultorii nu trebuie să se închidă în ei, ci dimpotrivă trebuie să investească continuu. Cine nu investește, sigur ajunge să se distrugă. Cred că lumea este mare și cred că în acești 50 de ani am realizat multe, dar mai am multe de făcut. Mai ales trebuie să realizăm mașini din ce în ce mai computerizate și să realizăm mașini pe care fermierii să plătească mai puțin, dar cu care să câștige mai mult. Acesta este scopul nostru principal atunci când ne gândim la mașini mai sofisticate. Aceste mașini sunt sempre più sofisticate pentru agricultori. Știm că motoul companiei dumneavoastră este împreună vom învinge. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest moto, dar și despre celebrarea celor 50 de ani în compania dumneavoastră. 50 ani. Ma io devo dire che il nostro logo insieme si vince. Io vinco con la mia famiglia. Trebuie să spun că sloganul nostru nu este doar împreună vom învinge. Eu învin cu familia mea, învin cu colaboratorii mei, cu angajații, cu furnizorii mei, cu băncile cu care lucrez și cu întreaga mea familie lărgită. Asta înțeleg prin sloganul nostru, pentru că de unul singur nu faci nimic. Compania pe care o iubești și căreia îi acorzi încredere, sigur, va fi învingătoare. Acesta este sloganul meu. Profităm de lipsa domnului Mirko Maschio de la întâlnirea noastră pentru a vă pune o întrebare, un pic mai personală. A fost Mirko un copil cu minte? Bono, tranquilo. Ma io non posso dire... Nu pot să vorbesc doar despre Mirko, ci și despre Andreea, pentru că am doi fii minunați. Am încredere în ei și ei sunt copiii care se implică mult în companie și care au un parcurs bun. Mai cred că am moștenitori în această afacere,
i-am văzut crescând frumoși și sunt sigur că sunt și mai agresiv și mai impunător decât mine în aceste afaceri. Și astfel, cred că există un viitor pentru întreaga mea echipă, pentru companie și în mod sigur pentru ei. Pentru că ei au demonstrat că pot să realizeze mai mult decât mine. Dar dacă vorbim despre moștenitor, pot să spun că Mirco este fantastic, iar Andreea îl întrece. Andreea ancora più bravo. Grazie. Când erau mici, nu se gândeau că vor ajunge aici. Eram tare fericiți când erau ei mici. Acum sunt mari și cred că sunt foarte preocupați, pentru că atunci când eu fac o achiziție pentru 30 de ani, ei au de plată mai mult decât mine. Sunt preocupați. Perché io quando compro faccio mutui da 30 anni che non pago io, paga loro. Quindi sono molto più preoccupati adesso. Aveți deja nepoți. Vă doriți să lucrez în agricultură, îi luați alături de dumneavoastră. Dice, avete già dei nipoti in famiglia. Speri che continuino l'attività come... Ah, sì, è la fortuna di una crescita nel futuro. Quindi avere dei nipoti è una grande felicità. Io credo molto di questa continua crescita. Dice, cum să nu, este o bucurie, este un noroc să avem o continuitate în familie și chiar cred să fie continuată de copii care reprezintă continuitate în ce facem. Dacă vei avea copii, îi vei îndruma, îi vei ține alături de tine? Aș încerca să fac exact cum a făcut tatăl meu. Vă doresc mult succes, vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu, sunt convinsă că mai avem și alte întrebări pe care acum nu vin. Sperăm să ne vedem în fabrica din România. Mulțumesc, mulțumesc. Grazie, mulțumesc.